consilierul președintelui pe domeniul juridic și relații instituționale Maxim Lebedinski și Andrei Neguța au făcut precizări vis-a-vis de amnistia migrațională. Astfel, de aceasta deja au beneficiat mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova. Pentru a beneficia de această amnistie, în jur de 250.000 de cetățeni moldoveni care au încălcat regimul de ședere și la moment se află pe teritoriul Federației Ruse, urmează să se adreseze la subdiviziunile teritoriale ale Direcției Generale pentru Problemele Migrației a Ministerului Rus de Interne pentru prelungirea termenului de ședere în Rusia, a menționat Lebedinski. Amnistia migrațională este aplicată din data de 2 martie și până pe 20 martie, a mai spus consilierul. Acest lucru a fost posibil în urma înțelegerilor atinse la Moscova, în cadrul întrevederii dintre șeful statului Igor Dodon și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. În Republica Moldova ar putea fi lansat programul Un Măr pentru Fiecare Copil. O propunere în acest sens a venit din partea Asociației Moldova Fruct. Președintele acesteia, Vitale Gurincioi, a declarat că un astfel de program este aplicat cu succes în Rusia, de exemplu, dar și în statele din Uniunea Europeană. Nu avem decât să transcriem experiența lor și noi suntem gata să acordăm asistența necesară organelor respective pentru a elabora un astfel de program. Vom avea de câștigat toți din asta, a mai precizat Gurincioi. Președintele Moldova Fruct a mai spus că propunerea va fi înaintată Ministerului Agriculturii, Guvernului și este convins că va găsi susținere. Potrivit lui Vitalie Gurincioi, ar fi binevenită aplicarea programului Un Măr pentru Fiecare Copil în țara noastră deja din toamnă. Fostul guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, Leonid Talmaci, a fost plasat sub control judiciar, a anunțat avocatul acestuia. Măsura i-a fost modificată de către judecătoria Buiucani. În același timp, Leonid Talmaci continuă să se afle la spital. Când a fost reținut și interogat câteva ore bune, fostului șef de la BNM i s-a făcut rău. Acesta a fost internat la spitalul de urgență. Amintim că Leonid Talmaci a fost reținut pe 3 martie, fiind acuzat de abuz în serviciu. De la începutul acestui an, peste 190.000 de lei au fost restituiți consumatorilor în urma procurării unor produse neconforme. Potrivit Agenției pentru Protecția Consumatorilor, cea mai impunătoare sumă de 64.000 de lei a fost restituită unui consumator care a reclamat prestarea necalitativă a serviciilor de reparație a automobilului. Un alt consumator a reclamat prestarea necalitativă a serviciilor de confecționare a unei uși, care a costat 11.000 de lei. Menționăm că remedierea gratuită a deficienței apărute la produs, serviciu, deficiențe care nu sunt imputabile consumatorului, se face necondiționat de către vânzător, prestator, într-un termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data înaintării reclamației de către consumator sau în termenul stabilit prin contract. PSRM se pronunță împotriva inițiativei Partidului Democrat privind trecerea la votul uninominal pentru alegerile parlamentare. Socialiștii anunță într-un comunicat faptul că sprijină poziția președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, privind inadmisibilitatea trecerii la sistemul uninominal. Totodată, socialiștii cred că actualul sistem necesită mai multe reforme și schimbări profunde, în primul rând în ceea ce ține de asigurarea accesului la exercitarea dreptului constituțional de participare la alegeri pentru cetățenii țării noastre care locuiesc în Transnistria și peste hotare. Partidul Socialiștilor mai precizează că susțin și inițiativa lui Igor Dodon privind reducerea numărului de deputați de la 101 la 71. Fracțiunea parlamentară a PSRM face apel către deputați să nu sprijine această inițiativă și să utilizeze toate resursele informaționale, umane și organizatorice pentru a informa cetățenii Republicii Moldova despre pericolele și riscurile pe care le conține aceasta, se mai arată în comunicatul PSRM. Legile care se adoptă în sensul reformei în domeniul justiției din Republica Moldova nu sunt suficiente doar pe hârtie. Ele mai trebuie să fie implementate astfel încât să aducă încredere în societate. Declarații în acest sens au fost făcute de către șeful Delegației Uniunii Europene în țara noastră, Pirca Tapiola, la un post privat de televiziune. Oficialul a mai evidențiat că asistența europeană în ceea ce privește lupta împotriva corupției și reforma în sectorul justiției au fost diminuate. Am redus anumite tranșe exact din cauza faptului că lupta contra corupției nu prea a avansat, a spus Tapiola. Demnitarul a mai precizat că mai întâi trebuie implementate rezultatele reformelor, după care vor fi debursați banii alocați în această direcție de UE. Noi ne-am angajat să oferim fonduri pentru a investi o sumă de până la 60 de milioane de euro. Asta nu înseamnă însă că noi am plătit acele 60 de milioane. Ăsta este un mit, a mai spus oficialul european.
Înregistrarea probelor la concursul internațional de vinuri București se va face fără taxe pentru producătorii de vinuri. Evenimentul se va desfășura în perioada 25-28 mai și este organizat sub patronatul Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole din România. Menționăm că anul trecut au intrat în competiție 1495 de probe din 32 de țări producătoare. Probele producătorilor din străinătate reprezentând 52% din totalul înscrierilor. La ediția din 2016, vinurile moldovenești au fost apreciate cu 70 de medalii.